Uite, vreau să vă zic că mai este cineva în legătură directă cu noi. Virgil Ianțu, la fel, ajută o familie de refugiați din Ucraina. S-au mutat la el și intrăm în legătură directă. Salut, Virgil! Vă salut pe toți! Suntem la tine acasă? Acum suntem la mine acasă. Familia pe care am primit-o aseară este găzduit într-un apartament din București și am avut marele noroc să dăm peste această familie care avea nevoie de ajutor. Totul s-a întâmplat pentru că încercăm să rămânem informați și cred că e un lucru esențial în această perioadă. Roxana a găsit un apel. Erau două doamne românce care erau dispuse să transporte o mamă cu două fetițe spre București, dar nu aveau cazare, nu aveau unde să nopteze, mă rog, mai multe zile, depinde, până când își rezolvă situația. Și am zis imediat, hai, avem locul ăsta, hai să încercăm să ajutăm cu cât, să-l punem la dispoziție. Dar mai mult decât gestul meu și decât gestul multora dintre colegii mei, am văzut, s-au mobilizat cu mâncare, cu și pe logistică, transport și așa mai departe. Mi se pare emoționant de frumos și eu trăiesc cu foarte multă, sunt foarte așa la limită cu emoția și cred că cu toții suntem în perioada asta. Cu sufletul, cu gândul suntem acolo. Mai mult decât atât, trebuie să mergem și mai departe. De exemplu, eu m-am lovit de niște situații, cum este cea de astăzi, în care această doamnă a realizat în toată nebunia asta că are nevoie de a doua doză de vaccin. Fiind extracomunitară, fiind într-o situație total atipică unei situații normale, ne-a întrebat ce fac. Eu am pus un pic conexiunile în mișcare, am vorbit cu Vlad Voiculescu, am vorbit cu domnul Gheorghiță și le mulțumesc din suflet, cu domnul doctor Rogoz. M-a ajutat cu informații și am aflat, poate o informație nouă, nu știu, am aflat că aseară, târziu undeva, s-a dat o ordonanță de urgență prin care cetățenii ucrainieni pot fi vaccinați cu orice tip de vaccin și nu vorbim doar de vaccinul împotriva COVID. Probabil că va trebui să se aplice destul de repede. Oricum, eu felicit autoritățile pentru acest lucru, pentru că eu nu am auzit să se miște atât de repede. De obicei durează foarte mult până ne mișcăm. Uite-te că e o situație care a făcut ca autoritățile să se mobilizeze. Să se mobilizeze în ajutorul cetățenilor din Ucraina. Trebuie să ne adunăm cât mai mulți și văd că suntem. E așa un suflu de ăsta de oameni care vor să ajute, exact cum spunea ceva mai devreme invitatul meu, Claudiu, un bulgure care se rostogolește. Dar pentru că vorbeai, Virgil, și tu, Cătălin, vorbeați de autorități și de mobilizare, cred că ar mai fi totuși câte ceva de făcut în această privință, pentru că știu, conform informațiilor, mai ales de la vămile din nordul țării și de la colegii noștri de la știrile ProTV care sunt pe acolo, că în continuare este foarte greoaie preluarea refugiaților care vin din Ucraina și ar avea nevoie de niște mijloace de transport care să îi ia de la frontieră și să-i ducă în anumite puncte fixe, pentru că cei mai mulți au chiar și cazare și au aranjat dinainte totul, dar nu se pot deplasa pentru că nu au cu ce. Și atunci, având în vedere și că e foarte frig afară, având în vedere toată situația asta îngrozitoare, cred că autoritățile de la noi ar trebui să mobilizeze un pic mai bine totuși și să facă lucrurile la tot ce e nevoie pe lanțul logistic, să spunem. Aici nu e vorba numai de mâncare pentru burtică și o păturică. Mâncare, slavă Domnului, este asta din plin, am văzut. Mi se pare un lucru foarte important și ăsta e mesajul meu pentru cei care vor să ajute. Ajută-l pe om dacă este într-o situație de supraviețuire, foarte bine, dar omul acela are un proiect de viață. Poate că ei vor să ajungă undeva, vor ca acești copii să învețe, să continue să învețe o limbă străină pe care o începuseră încă de acasă. Mi se pare mult mai util, pentru că e vorba de niște oameni europeni, nu este vorba de niște oameni într-o țară înapoiată, ok? Să le dai numai mâncare și atâta. Am văzut că la vămi e plin de baxuri cu mâncare, dăi, să aducem de acasă, ce avem, untură și așa mai. E foarte important să-l întreb pe omul acela în ce fază de viață este și ce
ce ar vrea să urmeze în viața lui, ce proiect are, care este lucrul acela la care ține cu adevărat mult și pe care ar vrea să-l continue și acolo poți să-l ajuți cu adevărat. Dar asta se întâmplă pentru că România nu are experiență în preluarea și gestionarea de refugiați. Noi nu am mai fost într-o astfel de situație. Tocmai de aceea și Comisarul European pentru Probleme Interne s-a aflat astăzi la Vama Siret ca să verifice ce se întâmplă acolo. Evident că noi i-am acordat ajutorul pentru că românii sunt sufletiști, au sărit imediat foarte bine, dar autoritățile trebuie să se implice și să gestioneze aceste lucruri ca la carte, mai bine. Pentru că nu e vorba doar despre mâncare în toată noi avem asta. Conturile celor de la Crucea Roșie afișate pe ecran. Sunt conturi la care vă invit să faceți o fotografie pentru a fi mai ușor de notat și dacă vreți să dați o mână de ajutor, aceste fonduri merg la Crucea Roșie, așadar un loc în care știi că ai siguranța că banii vor fi distribuiți exact cum trebuie, pentru că în perioada asta și apar tot felul de conturi și tot felul de oameni, și așa că e cel mai sigur Crucea Roșie. Aveți aici și lei și euro și dolari, puteți să faceți fotografie la ecran ca să aveți aceste conturi. Voi, e greu de preluat, exact ce spunea Cosmin, voluntarii, nu avem experiența asta. Foarte greu. Refugiații, pardon. Noi nu avem experiență, pur și simplu a plecat din... Avem omenie. Avem omenie de la timpul meu de rugăciune vineri de dimineață, pur și simplu am zis, domnule, credința mea trebuie să se vadă în practică. Că în Biblie, că dacă sunt pastor și prin meserie, spune că credința fără fapte este moartă. O ai degeaba. Toți 61 de oameni, ultimii 5 care au plecat în urmă cu 45 de minute de la Isaac, cea care i-am luat de acolo, majoritatea dintre ei nu ar fi venit cu noi. Nu ar fi venit cu nimeni, pentru că arătăm dubioși pentru ei când intrăm. Oamenii sunt încruntați în România, sunt supărați și vin de la oameni încruntați, vin din război. Nu avem experiență de a-i primi. Oamenii de obicei acolo așteaptă un zâmbet, o îmbrățișare, ești bine, ești în siguranță, ești ok. Mai se aduc și nu știu câte povești din România în partea ailaltă cu cei lăsați pe câmp sau care sunt jegmăniți de bani sau multe alte povești care se aud și prin vamă și din păcate unele sunt reale. Închipuiți-vă că oamenii ăștia au și o impresie despre români care... În momentul ăsta zic eu că avem o șansă să vadă realitatea. Pentru că Ludmila, am cazat-o o sâmbătă, hotărâtă să plece a doua zi la Istanbul. Hotărâtă. După ce a văzut cum am primit-o într-o casă simplă din Năvodari, de pe strada liniștii. Zic, am crezut că se poate așa ceva. Sunteți ca o familie pentru mine. Vreau să rămân aici, să cer azil politic. Și avem multe povești de genul ăsta. Și probabil vor apărea și din ce în ce mai multe povești, pentru că fiecare refugiat, fiecare familie are câte o poveste și exact cum zicea doctor Cristian Andrei, câte un drum și câte un traseu de urmat. Vreau să intrăm acum în legătură directă cu Sergiu Șchiopu, este unchiul soldatului de origine română mort în Ucraina. La un moment dat se vorbea despre un soldat român mort în Ucraina, de fapt era un soldat Andrei. Ucrainian de origine română, iar cu noi prin Skype este Sergiu Șchiopu, unchiul lui. Bună ziua! Ne auziți? Bună ziua! Ziua! Dacă ne auziți, știu că și dumneavoastră acum vreți să vă implicați și sunteți... Dacă ați putea să opriți mașina undeva ca să putem să vorbim în siguranță și în același timp să nu avem probleme cu internetul, ar fi extraordinar. Exact cum spuneam ceva mai devreme, știu că și dumneavoastră vreți să vă implicați și să ajutați în aducerea de refugiați, de oameni care să primească ajutor. Da, s-a întrerupt conexiunea. Asta spuneam mai devreme. Din ce în ce mai mulți oameni. Cosmin, spune-ne la ce să ne așteptăm astăzi, pentru că suntem cu ochii pe știrile Pro TV și vrem să știm exact... Care sunt pașii, știi, din punct de vedere... Deocamdată nu se arată niciun semn bun. Negocierile acelea de la granița ucraineno-bielorusă continuă, dar, cum spuneam mai devreme, nu cred că vom ajunge la vreun rezultat. Între timp, rușii își continuă ofensiva, înaintează puternic... Astăzi a fost un asalt foarte puternic. Au fost mai multe asalturi asupra orașelor din nord-est. Vorbim de Harkov, în principal, care... este la limită de a cădea în mâinile rușilor. De altfel, armata rusă a revendicat de mai multe ori victoria asupra acestui oraș, dar ucrainenii resping de fiecare dată asta. În sud, de asemenea, Mariupol este un alt oraș asaltat, este un port foarte important la Marea Azov, care aproape a fost cucerit de asemenea de trupele rusești.
Și din nou, scopul principal, cucerirea Kievului, acolo apar din ce în ce mai multe trupe, dar armata ucraineană a reușit să reziste în mod uimitor până în acest moment și s-ar părea că și rușii sunt cumva nedumeriți, debusolați din cauza acestei rezistențe la care nu se așteptau. Am avut deja a patra noapte, urmează iată a cincea zi de război în care armata ucraineană rezistă în continuare, acolo este pe metereze. Virgil, îți mulțumim și ție pentru că va trebui să luăm publicitate. Felicitări pentru gestul tău și îți mulțumim mult. Dacă vrei să mai zici ceva, te rog. O să închei. Da, aș vrea și voi, dacă se poate, să oferiți cât mai multe informații. Văd că faceți asta despre asociații care coordonează refugiații și care coordonează cumva... îi coordonează și pe cei de acasă care își oferă apartamentele, casele pentru găzduire, pentru că primesc destul de multe mesaje. Cum fac și eu să găzduiesc pe cineva? Și ar trebui să oferim cât mai multe informații. Am oferit și la mine pe paginile de socializare. Este foarte important și pentru a le oferi lor, cum spuneați mai devreme, siguranța că ajung într-un loc sigur, într-un loc primitor, pentru că nu trebuie să uităm nicio clipă, acum avem o stare emoțională cu totul specială, dar oamenii care nu au intenții bune nu dorm, nu dispar în aceste clipe de război, ci se mobilizează. Să ținem minte și acest lucru. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, Virgil.